Aș vrea să citesc câteva versete din Cartea Corinteni, capitolul 10, și anume, de la versetul 11. 1 Corinteni 10 cu 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dacă cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin. Amin. Vă ocupați locul. Mulțumesc, Domnul, că suntem împreună la această părtășire. M-am uitat peste adunare, nu cunosc pe absolut nimeni. E pentru prima dată când ajung în partea aceea de Spanie, înspre Madrid. Sunt aici la invitația, nu știu cui, cineva mi-a făcut un program și în trecere spre Madrid, mâine, dacă mi ajută Domnul, voi pleca spre casă și abia aștept, că am câteva zile că sunt aici. Frații au avut să avem un copas, să stăm în rugăciune și în jurul Evangheliei, doresc ca Dumnezeu să ne bine cu Îngerul. Din capul locului ar vrea să spun că toată slava și toată cinstea trebuie să dăm lui Dumnezeu. Amin. El e singurul care merită lăudat, e singurul care a dat viața pentru noi, El e învățătorul cel bun, iar noi suntem ucenicii Lui. Salutul bisericii din Bosanci pentru dumneavoastră, e un salut pe care mi-a dat frate, vă rog de a ajunge din partea bosâncenilor, salute pe cei care întâlnești. Din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră de-a Sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Amin. M-am gândit mult ce aș putea eu predica în seara asta. Că nu-i foarte important până la urmă să spun ce știu eu. Important e să spun ce vă trebuie dumneavoastră. Domnul m-a ajutat, a predicat în mai multe adunări. Un dezavantaj care l-am eu, oriunde ajung, frate, te cunosc, frate, te-am ascultat, toate predice. Și îi spun, dar dacă le-ați ascultat pe toate, nu mai știu ce să predic acum. M-a rugat Domnul ca în timpul predicării Duhul Sfânt să vă ne-am pun în minte ca să vă spun ceea ce trebuie să vă spun. Amin. De ce ați avea voi nevoie? Că degeaba eu v-aș da un medicament și dumneavoastră ați fi bolnav de altceva, știți? Am citit versetele acestea și Apostolul Pavel ne spunea că cel care stă în picioare să ia seama bine ca să nu cadă. Mai înainte ne-au fost date niște pilde. Pilde din Vechiul Testament. Și Pavel spunea că lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. Frații mei, noi suntem într-o călătorie. Aș vrea să compar biserica de astăzi cu evreii de altă dată, poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a scos din robia egipteană, în seara 14-a din ziua 1-a, și ne-a promis un Canaan pământesc, o țară binecuvântată. Dumnezeu l-a scos din Egipt, că ei nu puteau ieși. Știți acele urgii care au lovit Egiptul prin mânia lui Dumnezeu? Până când Dumnezeu i-a smuls cu braț tare și i-a trimis spre Canaan. Dar drumul acesta trebuia să-l parcurgă evrei. Nu i-a răpit în Duhul de aici și să-i ducă în Canaan. Ei, cam așa mi-am imaginat eu că e și viața noastră de pocăință. Dumnezeu i-a smuls de în lume. Spune Galatei 1:3. El i-a smuls din veacul ăsta rău. Coloseni 1:13 spune că El ne-a smuls din veacul ăsta rău și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Noi nu puteam ieși singuri din lume, n-aveam cum. Eram robi
pe robia asta a păcatelor, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, ne-a smuls de acolo și ne-a promis un Canaan Ceresc, o țară binecuvântată. Dar drumul ăsta, noi trebuie să-l parcurgem. Noi trebuie să mergem din robia asta a păcatelor din care ne-a smuls Dumnezeu și ne-a pus picioarele pe stâncă în Psalmul 40, și ne-au întâlnit cu așa și acum trebuie să mergem pe Canaanul Ceresc. Dumnezeu să ne ajute. Dar în drumul ăsta ne uităm la evrei că lor multe ne s-au întâmplat. Și în drumul ăsta și nouă ni se pot întâmpla multe lucruri. Pentru că diavolul, aseară am predicat undeva de, am intitulat de o predică curse pe drumul Canaanului, dar nu mai predica de acolo. Diavolul a avut grijă ca pentru evrei să întinde tot felul de cursă și știți că mulți au crezut în pustie. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, 1 Ioan 3 cu 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui Dumnezeu. Diavolul n-ar putea lupta cu noi frontal. Că noi, în Duhul Sfânt, suntem plini de Duhul Sfânt, suntem copiii lui Dumnezeu, avem armătura din Efeseni, capitolul 6, și atunci diavolul știți ce face? În Efeseni, capitolul 4, versetul 14, partea a doua, este acolo o expresie, mijloace de amăgire. Folosește tot felul de mijloace ca în drumul acesta al nostru să ne amăgească. Și îmi pare rău că trebuie să o spun. Unii care au fost mulți din lumea aceasta, de robia de apăcate, n-au ajuns în Canaanul Ceresc din cauza că s-au pierdut pe drum. Avem un exemplu în Vechiul Testament, când Dumnezeu, prin Îngerii Săi, îl stâlnește pe Lot, pe nevasta lui Lot, pe două fete a lui Lot, și îi smulge de acolo, din cetatea aia, că venea domnia lui Dumnezeu. Sodoma, Gomora, Adma, Țeroimul, erau cetăți ce trebuiau nimicite. Și Țoarul, dar Țoarul a fost scăpat până la urmă. Și este familia asta din Sodoma, i-o smuls Dumnezeu de acolo, și în drumul lor spre Țoar, cetatea de scăpare, știți ce s-a întâmplat cu nevasta lui Lot. Deci și după ce te scoate Dumnezeu din păcat, și după ce te pune pe calea aceasta, că El când îi pune pe drumul ăsta, spune 2 Corinteni, capitolul 7, fiindcă avem astfel de făgăduință, fraților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Se pare că Dumnezeu, când ne smulge de în lume, ne pune pe drumul sfințirii la începutul ei. Și apoi noi trebuie să parcurgem tot drumul ăsta și să ne ducem sfințirea până la capăt și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Există aceste mijloace de amăgire pe care le folosește diavolul. Întreba odată Dumnezeu, în întâlnirea sa din cer, cine va amăgi pe Ahab ca să moară? Și în Împărați 22 cu 21 spune că eu îl voi amăgi. Cum? Și știți dumneavoastră, voi fi un duh de minciună în gura prorocilor lui. Există duhuri care amăgesc. Există oameni care întind curse, Psalmul 140 cu versetul 5, niște în față întind laturi, întind curse ca să vă prindă în capcană. Capcanele astea sunt tare bine camuflate, spunea Iov capitolul 18, versetul 9 și 10, capcană prinsă în pământ și prinzătoare în cărare. Dar în seara asta am spus că n-am să vorbesc de capcanele care le pune diavolul, și am să vorbesc de alte pericole care le întâlnim în mersul nostru. Așa am fost îndemnat aici. Și pericolele acestea care le putem întâlni în călătoria noastră nu sunt decât niște gropi. Niște gropi care le sapă vrăjmașul înaintea pașilor noștri și vrea să cădem în el. Că dacă noi suntem o trinitate, 1 Tesaloniceni 5:23, și Dumnezeu poate să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru, să fie păzit întregi fără prehană până la venirea Domnului, vine Pavel și face o împărțire mai ușoară. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 16,
spune omul de afară și omul din lăuntru. Dacă omul de afară să trece, omul din lăuntru se rănește. Așa cum avem un trup, omul de afară, care vede dumneavoastră și merge pe drum, așa avem omul din lăuntru. Ei bine, pentru omul din lăuntru, pentru sufletul nostru, diavolul, în călătoria asta noastră, poate să ne sape grup în care să cădem. Și eu aș dori ca Domnul să ne facă să fim foarte atenți. În Exod, capitolul 23, versetul 20 și 21, spune: iată că eu am pus un înger care va merge înaintea voastră să vă ocrotească. Și versetul 21 spune: fiți cu ochii în patru. În timpul meu din seara asta, pentru voi, frați din Spania, pe care nu v-am văzut și nu vă cunosc, este ca să fiți cu ochii în patru, să fiți foarte atenți în drumul acesta care duce în Împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne facă să fim atenți așa. Dumnezeu să ne dea starea aceasta de veghere. Pentru că spuneam, dacă pică în groapă trupul, care din noi nu a căzut niciodată, din mic copil și până acum? Ei, dacă a rămas acolo, dar poate cădea într-o groapă sufletul. Iov 33 cu 17 și 18 spune: el le dă știință ca să abată pe om de la rău și sufletul de la loviturile sale și să-i scape sufletul din groapă. S-ar putea pentru unele suflete să se găsească în marginea unui loc. Și căzând în ea, înaintarea va fi foarte dificilă. Ei bine, vis-a-vis de groaba aceasta, există trei posibilități. Le-am analizat pe scurt și dacă ne ajută Domnul, merge mai departe. În mersul nostru pot fi separate grupe. Prima posibilitate care este, e ca noi să coborâm în groapă. Când citim în 2 Samuel de Vitejul lui David, îi numără pe toți și spune acolo, între ei, 23 cu 20, era Benaia. Un om din capțier, om tare și viteaz, care a coborât, odată când era zăpadă, într-o groapă și a omorât un leu. Imaginați-vă cum ăsta era pe câmp. Undeva era săpată o groapă, o fântână fără apă, în groapa aia a căzut un leu și Benaia trecea de acolo. Și când a văzut dintre mai animalul, fiorosul, boamă, cu vrăgeia acolo, știi ce făcut Benaia? O să vin în groapă și l-a omorât. Deci, vis-a-vis de groapa asta, prima posibilitate este ca noi să coborâm. Spune că Benaia a coborât în groapă. Acum, eu nu știu că suntem voi ipocăiți. Că nu vă știu și nici Domnul nu m-a arătat. Nici nu m-a rugat pentru că Doamne a arătat de cât îți desprinți oamenii aceia. Nici nu m-a rugat să îmi arate Domnul câtă putere aveți. Dar omul ăsta era un viteaz. Recomandarea mea este, pentru toți, nu sări în groapă să omori leu dacă n-ai putere. S-ar putea să omoare leu pe tine. În Proverbii 14 cu 9 spune: cel nesocotit glumește cu păcat. Hai să facem paranteza ca să vorbim de un pic de putere care avem noi. Psalmul 84, versetul 7 spunea: când străbat, 6-7, când străbat aceștia valea plângerilor pe față într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări, ei merg din putere în putere. Ne oprim aici. Când ați luat dumneavoastră botezul în apă? Cu multă urmă? Bine, nu sunteți odată. Ați fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Care o primit botezul cu Duhul Sfânt? Să râde și mâna sus. Foarte bun. Domnul vă vine prin tine. Am o întrebare. Știți care era starea voastră când mergea la stăruință și ați primit Duhul Sfânt, da? Acum aveți mai multă putere sau mai puțin? Ca atunci. Nu știu. Dar firul core, când vorbeau despre oamenii lui Dumnezeu, spun că ei merg din putere în putere. Pavel îi spunea lui Timotei ca înaintarea ta să fie văzută. Deci eu astăzi sunt mai puternic decât ieri, frate. Și mâine, sigur, ați fi mai tare ca asta. Asta e mersul
De-aia ne-a pus Domnul, ne-a smuls din viața ăsta rău, ne-a pus pe calea mântuirii și ne-a spus, duceți sfințirea până la capăt și la capăt vă așteaptă raiul. Dar pentru asta ne trebuie putere. Benaia era un viteaz și o coborât în groapă. Eu m-am întâlnit în ani de slujire, în experiența care o am, eu spocăit un pic mai bine de 56 de ani de când spocăit. Cineva m-a întrebat, dar câți ani ai mai turnat 80? Deci nu am împlinit 56, pierd 57, așa. Vă spus, cum ești pocăit? Ai greșit, doar nu ești pocăit din primul an. Și am spus, ai dreptate. În primul an n-am fost pocăit. În primul an am fost sfânt. Că Biblia spune că dacă unul din părinții credincioși, copilul e sfânt. În primul an zic că am fost sfânt, după aia am început să mă pocăiesc. Mai greșeam și mai pocăim, așa. În toți anii ăștia mei de pocăință, am întâlnit viteji din ăștia în ghilimele. Oamenii care s-au crescut foarte tare, care au nesocotit, dacă vreți, puterea păcatului și care au crescut de la credință. Când vorbim de putere, nu vorbim nici de puterea bogățiilor economică, Daniel, da? Când acolo 4 cu 30. Nu vorbim de puterea limbii, puterea politică, puterea de 18 cu 21. Nu vorbim de puterea militară, din Isaia 31, mai de cei care scoboară în Egipt să sprijine puterea cailor. Vorbim de altă putere. În universul ăsta sunt așa alte puteri. În 1 Corinteni 15 cu 56 apare o expresie numită puterea păcatului. Care e puterea păcatului, fraților? Eu nu fac reclamă la păcat. Eu fac o atenționare, eu, dacă vreți, trag un semnal de alarmă. 34 de ani am fost mecanic locomotiv din meserie. Asta e în meserie, la CFR-ul. Când cineva din tren, un bețâm sau un adormit, trage semnalul de alarmă, trenul se oprește ori vrea, mecanic ori nu vrea. Deci, când cineva trage semnalul de alarmă, ăla pune frâna, mecanic nu mai are ce face. Ei, eu aș trage un semnal de alarmă la ăștia care sunt în fața gropii, și le spun, oameni buni, opriți-vă, nu mai mergeți mai departe. Că s-ar putea să credeți și să nu mai puteți ridica. Când vorbim de puterea păcatului, că păcatul are o putere. În primul rând, când am spus că are puterea de atracție. Păcatul are putere de atracție. Există în univers o forță, numită forța gravitațională. Legea ei spune că orice corp îi atrasă spre pământ, în funcție de greutate și pătratul distanță, da? Deci dacă dau drumul la un petrol așa de sus, puf, ca de jos, cine l-a trage jos? Forța asta. Pământul are el o forță care trage. Dacă dau drumul la un fulg de găină, el zboară, zboară, zboară și tot jos cade. Că e mai ușor, de-aia cade mai greu. Dar trage forța asta în jos. E forța gravitațională, care acționează pe 80 de kilometri, într-un strat numit atmosferă. Dincolo de atmosfera asta, apare starea de imponderabilitate. Corpul reputesc prin univers și nu-i mai atrage pământul. Frații mei, păcatul are putere de atracție. Cu cât ești mai aproape de el, cu atâta te atrage mai tare. Cu cât ești mai departe de el, cu atât are putere de atracție mai mică. De-aia spune Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinerețe. Nu te lupta cu ele, sunt pofte cu care nu te pot lupta, cu care vei fi biruit în lupta asta. Și Pavel spune, măi, tu fugi de ele, oculește. Spuneam că am lucrat la CFR-ul atâția ani. Avem acolo examene de protecție atunci în fiecare an. Și una dintre întrebări era aceasta, care sunt locurile periculoase din incinta unității? Și eu nici chiar de rost. Groapa unde se curăța zbura la locomotivului cu abur înainte, locul unde se alimentează cu ulei și pături, că era așa, firul de înaltă tensiune. Așa trebuia. La un metru și jumătate, dacă te apropii de fir, te curentează. 27.000 de volți. Și asta eu nu știu. Am mai povestit eu asta mai de mult. Era într-o vreme la Ceaușescu, lucram, a reparat locomotivul, am avut un coleg, îl chema Sabe Viorel, el tot timpul râdea de pocăință. Eu când eram la masă, eram 20-30 de birouri, vorbeam de Scriptură.
Unii mă credeau, alții glumeau, alții mă mai întrebau. Când vine băiatul ăsta, las-mă că eu la iad, las fiu șef, las fiu bani, îți moară, tățăr, eu și gata. Odată am fost înlozit de concediu și când am intrat la servici, te vorbeau un șoapă, băi, săracu, săracu, băi, îi spun, mai știu ce s-a întâmplat. Bă, tu ieri nu știi, Viorel, Asate, îl chema. S-a urcat la locomotivă și a uitat că este firul de contact și l-a executat. L-a ars și în comunul Cornel Ionescu care s-a scăpat. Și l-a scritat. Eu să mă duc până el. Să dau du-te. Mi-am dat să rog pietra și o să mă duc, haide, bune. Unde? La etajul 7, la Suceava. Oameni buni, acolo spitalul are 100 de metri, poate lungimi. Nu, spitalul mare, nu știu exact, dar e bun. Când am ajuns la spitalul 7, am auzit niște urlete, cum n-ați avut niciodată în viață. M-am dus acolo, în salon, drept acolo. Viorel stă întins în pat, avea un potântit, așa cum cerșa, făcut, chiar era desfăcat. N-avea pielii pe el din loc, era ars cu un prăjit voi de gaia, în carnea de gaia. Fiindele care se cunoșteau, el era un frat tot și răcnea pe ce putea, e durere. Când m-a văzut pe mine, spune, dragul, și vreau să întrebi, de ce trebuie să mor ars la 24 de ani și de ce tata meu a murit tot ars tot la 24 de ani? Noi suntem răi, nu? Știți care a fost prima întrebare care mi-a spus? Cum e cu ea, cu smoara, cu ei, cu ei? Dar nu era cazul. 9 zile omul ăsta a rognit în continuu, că am mai fost la el. Și mi-a spus, doctor, bă, ce inima are să ai el, nu știu. Și după 9 zile a murit. Acum eu vă întreb, cine e vinovat? Electricianul ăla care a întins firul? Ăla e vinovat? Dar cine e vinovat? Ăla care nu respecta protecția muncii. Frații mei, păcatul are putere de atracție. Eu sunt crescut în casă de oameni pocăiți. În viața mea n-am tras un fund de țigară, nici de mătasă de porumb. N-am pus până acum vârful limbii pe o pere sau pe vin sau pe rachim sau pe altceva. N-am fost niciodată la discotecă ca să dansez. Am fost până la urmă, vă spun dacă vreți că am fost, dar nu ca să dansez. Ei bine, și când am ajuns la liceu la Brașov în clasa 9, nu știam ce e discotecă. Eu nu știam ce. Și trecând prin cantină, am văzut acolo băieți să-mi stăreau și m-am dus și m-am lipit cu nasul de geam, când mă uitam. Erau colegi de mic, mai mici, mai mari. Și unul vă bate pe unul și spune că vine roată. Când m-a spus vine roată, eu m-am uitat câteva minute. Câteva minute m-am uitat. Când m-a spus vine roată, m-am trezit în mus în cameră, m-am rugat, Doamne, iartă-mă. Știam că e ceva rău. Că dacă te uiți acolo, cineva spune așa, băi, frate, dar trebuie la televizor. Zic, eu n-am avut niciodată televizor. La noi, la Limare, sunt vreo 300 și ceva de familie, peste 300 de familie, un are mare, și spuneam la fratele pe drum, nu știu la noi o familie să aibă televizor. Și cineva spunea, bă, dar de ce nu e că? Doar să și lucruri bune. Odată la fratele Gheorghe Lazar la Rănăuț, și o soră așa mai elegantă, dar frate Gheorghe Lazar, doar la televizor nu sta prostii. Sunt și lucruri educative și bune. De ce nu-i voie? Și am țăpat. Frate Gheorghe Lazar spune, mă, dar ești gospodină bună, bă. Dacă ai scăpat o sarmală într-o gălea de bulături, am doar bani de mâna să o mai iei, doar aceea e bun acolo, știi? Adică ceva, ceva bun, ca să știi tu, mi-ai pus la groapa de gunoi. Știi că la gunoi de gunoi mai este și pâine bună? Oare un gustariul, că n-are nevoie. Dar noi nu mergem să mâncăm acolo. Ei bine, și eu le-am spus, măi, eu cred că dacă aș avea tăria să mă uit la televizor așa, să nu mă atragă, să nu așa, poate mi-aș lua. Dar eu cred că slab. Și pentru că slab, eu fug. Fug. Mă tem că păcatul ăsta are putere de atracție și că nu mă putea bebi și decât să mă dau viteaz mare la voi, spun, nu-mi trebuie, Doamne, ajută-mă să scap. Mai spune care va veni? Amin. O, mai spus că la slavă, Doamne. Frate-mi, vorbind de puterea păcatului, are putere de atracție. Că a spus că n-a fost într-o discotecă. După aia nu mai fost o dată. Prietenul la Dumnezeu într-o seară, a noi o biserică foarte conservatoare. Și secretarul adunării îmi spune, frate, dragul, sunt cu doi băiețari de-a noștri, de la discoteca aici în sat. Nu cred. Și chiar n-am crezut. Băi, frate, dragul, și eu nu cred prostii. Băi, nu cred. Și el mi-a spus și vădouă, am auzit că băiatul cu tare, cu șoferul, om bătrân și el, nu o să mă duc acasă, mă duce la discotecă. Hai să intrăm în discotecă. Băi,
dansa. El stă așa cu ochii închiși, mi-a stricat gurul și făcea așa. Eu mă duc să mă ajută lângă el. Păi spune că. Și el că-ți face, face, o trei minute. La un moment îmi face capul și nu vede. Zic că ce faceți aici? Păi le scoate. Nu mai spun nimic. Și hai până afară, vă rog. M-am dus afară, spune frate dragi. Promit că din ziua de azi nu mai intru niciodată în discotecă, dar nu mă spui la nimeni. Să nu spui la mama, să nu spui la tată, nu vă spun cine am venit la tare copii. Să nu mă spui la mama, te rog frumos, dar eu zic care am. Vii cu mine la adunare și ești cu țară. Dar prieteni, o venit și o citit țară și prieteni de atunci nu mai fost. Fraților, păcatul are putere de atracție, să știți asta. Și în România, și în Spania, cred că și în Africa, în triburile de salvatic, dacă ai fi, păcatul e tot păcat. Și păcatul are putere de atracție. N-ar fi mai bine să-l ocolim? N-ar fi mai bine să-l evităm? Pentru că au găsut un om în luptă, un viteaz, un tare viteaz. Ioab și Ulțelul erau un bun strateg, dar se temea de David. Și vă spun, băi, dacă o să te întrebi David așa, pentru ce v-ați apropiat prea mult de zi? Când s-a dus să-l bată raba vinilor, va mor. Nu știi de pe zi să aruncă săgeți? Tu să-i spui pomânișul locul dăburii, Hedicu. Ioab, iată, a făcut o greșeală. S-au apropiat prea mult de zid, era o intenție, s-o dat înapoi să moară omul ăsta. Dar știa că de un zid apărat n-ai voie să te atingi prea mult. Eu vă întreb că ne apropiem prea mult de păcat. De ce ne apropiem? Nu știm că păcatul are putere de atracție? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Apoi păcatul are puterea făptuirii, Isaia 57 cu 10, obosești mergând și tot nu zici încetere. Mai găsești putere încă, spunea prorocul. Are puterea, vedeți și altele. Revenim la groapa noastră. Benaia, un om de carcer, om tare și viteaz, a văzut acolo un el, a coborât în groapă și l-a omorât. Încă o dată vă spun tuturor, fraților, atenție! Când am plecat eu la școală la Iași, ca să fac școală de mecanici, din 6 care am plecat, 4 erau pocăiți. 3 erau cu botez, 1 era fără botez, dar el a fost un rău în lume. Ce ți-am curbat, ce poți, ce vrei. Băi, dar așa s-au pocăit, numai cu Biblia în mână, la tășări mei, era grozat. Unii spuneam, băi, la Părgărel, că oameni înainte. Eu spuneam că ajunge învățătorul să fie ca maestru, știi? Dar el în viața lui a fost un bun dansator. Eu vin odată de la rugăciune, târziu, la Iași, și îl întreb iar bocăi, băi, unde e Părgărel? Băi, nu sunt oraș. Băi, dar de ce l-ai dat la cilu? Că omul Părgărel e însurat, ei ascultă de mine. Băi, unde-i dus? Nu știu. Atunci au fost prima dată când am fost la discotecă, am fost la 5-6 locali în oraș, prima dată în viața mea. L-am căutat aici, nu o când la, într-un hotel de ăsta mare, l-am găsit. El era pe scenă, dansa cu o fată, cu o colegă de noastră. Eu m-am apropiat de el și m-am uitat la el așa. El m-a văzut, m-a oprit, m-a coborât și m-a spus, mei dragi, eu nu mă las de pocăință din cauza asta. Dar el tot mi-a fost campion la... Eu când am văzut creștia, nu știu să danseze, am vrut să-i dau o lecție. Vrei băieți, eu încă n-am glumit niciodată. Și mai era o dată el în cameră și l-a atacat la rege, de ce voi iubeți? Și era o pere de masă și el a spus, dici, o trebuie să-mi gândesc, nu mă oprește nimeni. Eu nu beau că nu vreau și l-a aruncat berea. Eu zic, băi, nici demonstrația asta eu n-am făcut. Să beau un gând de bere, să arăt că am voi, dacă nu vreau eu. Băi, eu era nu știu acte de astfel de vizit. O sfârșit prin a renunța la adunare, divorț de nevastă, copii împărțuți la tribunal, un bețiv, că acum spunea cineva, un coleg de serviciu, m-a sunit în București în trei, spune, băi, de la un turn, apoi pe Corel, cu căiești, că s-o stricat cu tătă. Știți de ce? O glumit cu păcatul, puțin aici, puțin acolo. Și Biblia spune, feriți-vă de orice vi se pare că e rău. Așa se face voi în Spania. Amin? Doamne ajută-ne la asta. Și mi-a spus, frate, ați păcat, e rău? Păi numai dacă mi se pare că e rău, eu mă feresc. Ei bine, prima posibilitate este ca să fie o groapă și tu să cobori în groapă. Eu zic,
Dumnezeu să-L păzească pe toți. Dacă e cineva așa de tare și coboră, nu ți-a văzut pe proapă coborâți și nu mai putești și de acolo. A doua posibilitate este ca în fața mea să fie o groapă și eu să cad în groapă. N-am coborât că am vrut eu, dar am căzut în groapă. Și cine sunt cei care cad în groapă? În Matei, în capitolul 15, cu versetul 14, spunea: lăsați, sunt niște călăuzi oarbe și când un or călăuzește pe alt or, cad amândoi în groapă. Cad în groapă oamenii care au probleme cu ochii. Oamenii care au probleme cu ochii, oamenii care nu văd bine, ăia cad în groapă, să știți. Eu când predicam aseară de cursurile care ne întind în vrăjmașul, am spus că sunt două stări periculoase la oameni care ne fac să credem în curs. Spunea Pavel în Timotei 3:7 să nu fie întors de curând la credință, ca să nu se îngânfe și să cadă în cursa diavolului. Oamenii mândri cad în cursă. Că ai capcana pus acolo pe cărare, dar tu așa ești de mândru cu nasul pe sus, că nu te uiți unde cazi. Și când cazi acolo în nas, te opriți. Și este un proverb românesc, până nu dai cu capul de pragul de sus, nu înveți pe cel de jos. Copiii de ăștia teribili, care toate le știu, toate le pot, toate le cunosc. Și apoi după ce o pățești, vine la tine, na, uite ce am pățit. Pentru că ești mândru. Și a doua stare, știți care? E curiozitatea. În Deuteronom 12:30 spunea, când Domnul va izgoni pe popoarele acelea, vezi să nu te întrebi cum slujeau ei dumnezeilor lor. Știți că curiozitatea îi duce pe mulți la păcat? Noi am avut acolo în zonă un frate, un om al Dumnezeu extraordinar, folosit de Dumnezeu ca proroc și mai ales ca în lupta asta cu duhuri necurate. Era recunoscut, nu avea o autoritate extraordinară. Când eram îndrăcit, îndemonizat, băi, nu te adă pe fratele Sidor. Îl recunoșteau duhul departe, avea rezultate. Omul ăsta era un om temător de Dumnezeu. Dar la un moment dat în mintea lui s-a născut o curiozitate și a început să studieze astronomia. Spații, galaxii, comete, pământ, multe, multe. Și-a făcut prozi de teancuri de cărți, nu mai citeam Biblie, citeam numai astronomia asta. Și la adunare mai rar, dar era un pocăit, nu păcătuia. Se păcătuiască, se juge, se bea, fumează, zahăr, nu mai că studia tare, curios să vadă el ce e în univers. Și într-o noapte vizează un vis. Cum mergea pe drumul lui, un pic s-a abătut. Și când s-a abătut, a venit diavolul și l-a luat în spate și îl ducea. Dar el se zbătie, dar nu putea să scape. N-avea cum să scape. Și diavolul ducea, ducea, dar la un moment dat diavolul obosit, îl punea jos, așa, iar îl lua, iar îl mai ducea. Asta era visul lui. Și el o înțelege și ne spunea nouă, măi, fraților, diavolul știe cu ce se hrănește? Cu păcatele noastre. El, pentru că nu a păcătuit, nu mai avea diavolul putere. Dar diavolul se hrănește cu păcatele noastre. Cu gândurile noastre, cu vorbele noastre, cu privirile noastre. Când a fost o prima dată cu Edgar Spania, în biserica de el, ce nu știu unde e aici, a fost cu un frate proroc. Și el spune, băi, dragoși, am avut o vedere. Erau mai multe bucăți de pământ, așa, și un șarpe mare, un șarpe așa mergea peste ele toate, dar un șarpe de mare. Și-au ajuns în fața unui tânăr și tânărul îl hrănea. Și eu când am văzut, am spus, măi, nu-l hrănim, și-am spus sabia și-am băie capul la șarpe. Și tânărul îl spune, ce l-a eu hrănit? Eu îl hrănea. Măi, nu știu, să vedem ce se întâmplă. S-au făcut o rugăciune pentru cei bolnavi. Eu chemam că nu era mărișoara, eu chemam din mulți în față, ne rugam pentru bolnavi. Cum ne rugam pentru bolnavi, cineva acolo din spate ne-a făcut sfânt să vină repede. Un băiat înalt, voinic, îmbrăcat cu costum de blugi, tunzeu, a fost ca paralizat. Sta pe scaun, dar cu degete contorsionate, așa strâmbi tare. Și frații m-au chemat, eu m-am dus la el, i-am luat mâna, am văzut că se face. Nu, nu, era ca el. Îl chem și frații, i-au dat, mai vin cu doi frați, facem o rugăciune scurtă, cu poruncă, Dumnezeu îl elibera și-o dat drumul, o parte din frații de acolo ieși la ușă, se uitau,
Și la urmă am vorbit cu el, băiete, ce cu tine? Eu sunt nici eu de familie pocăită, sunt venit în Spania, am căzut în păcat de curvie, am trăit cu mai multe fete, dar cum am venit la adunare, că am auzit că ați venit și voi, și Duhul ăla l-a atacat pe celălalt. Și optați cu voi ăsta și albine, băiatul grăne și albine, cu păcatele lui, dar trebuie și la adunare. E acum, fratele Silviu spune, băi, fraților, diavolul cu păcatele noastre frănește. Dacă nu păcătuim, el e slab pe lângă noi. Când păcătuim, îl face tare. Și atunci îi spune Dumnezeu, nu fii curios, întoarce-te înapoi. Întoarce-te înapoi și pocăiește, o arunca frate, tăti, cărțile, o luat Biblia mai departe. Curiozitatea, eu primește pentru noi. Eu locuiesc la țară, am animale și vite și, Doamne, am fână și ură cu la mine. Acum câțiva ani, când eram în câini, ce-o băiesc acolo, în curte, legat, noi în casă, Doamne, lătrea de măsătia noaptea afară, nu știi ce întâmplă, băi, când ăsta are ceva, ieșăm noaptea, bă, până când văd acolo să fână așa o gaură și o găină moară. Zic, băi, acolo am ceva. Mă duc la un vecin, dă-mi o capcană. Îmi dă o capcană cu un alt puternic așa și îmi spune, uite, o lege aici, o desfaci, are o siguranță. Măi, să vă spun că aproape în ceas a stat în capcană să mă gândesc dacă se închide. Bă, dar dacă trece, ce trece, că nu știe, și nu se închide. Și tot m-am uitat să pun de aici, băi, nu pune mâna acolo. Eu tot dam cu piciorul, băi, cât din se... La urmă am luat o gândă și am pus, zic, n-am atins și pa, mi-o rupt aceea. De pune mâna, dar curios, zic. Curiozitatea la urmă e duce păcate. Păi mai spun un lucru. Într-o țară depărtată, nu în Spania și nu în România. Vin un tată la mulți copii, mulți peste 10 copii, că spune frate, frate, vorbește la putin. Băi, eu am crescut copiii ăștia în frică de Dumnezeu. Am calculator, am internet, țara asta e dezvoltată și trebuie. Când am verificat eu pe internet, cineva s-a uitat la lucruri mult mai. Am luat copii, i-am bătut, i-am luat cu bună, cu rău, tăți, nu, tata, eu nu. Băi, nu se poate, internetul e în casă, la mine, și gălăcini. Până la urmă, frate, eu aflu că soția mea s-a uitat. Stai un pic de vorbă cu ea. Măi, stau de vorbă cu ea, mi-e soră, vină cu așa, poate că s-a lucrat cu mine, poate fi mai în vârstă. Soră, mă, tare, te gândea, da. Dar de ce? Am fost curioasă să văd ceva. Băi, soră, dar nu spun că-s copii alegați, nu bănuiți măcar ce aveți copii, așa. Păi dacă ai o casă de copii și ai 40 de ani când ești maritată, ce mi-ai fost curioasă? Și uite, spune bărbatul că nu odată, te-ai dat așa două oară, așa treia oară. Știți că-s curiozitatea asta îi primești doasă pentru noi? Știți că există un defect la ochi, oamenii care au probleme cu ochii, cad în groapă. Eu aș dori ca Domnul să ne vindice ochii, amin? Amin. Eu spunea capitolul 31, versetul 1. Făcut să mă legământ cu ochii. Hai să facem în seara asta legământ cu ochii. În Ezechiel 27 spune, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. În Psalm 101, versetul 3 spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. În Matei 5:29 spune, dacă ochiul tău te face să cadă păcat, scoate și uleată. În Apocalipsa 3:18 spune, luați al fiii ca să vă ungeți ochii. Dumnezeu să ne ajute, amin? Fraților, există câteva stări care ne distrag atenția. O dată e mândria și a doua oară e curiozitatea. Ne pocăim de astea, Domnul? Doamne, ajute de la asta. Că cel care are probleme cu ochii, ăla cad de groapă. El merge și un ori călăuzește un ardor și se duc amândoi în groapă. Avem un exemplu din Scriptură? Uite, de exemplu, Ilie. Îl întâlnim la gura peșterii. Și spune, ce faci aici, Ilie? Am fost plin de râvnă pentru tine, dar acum e viața, nu-s mai bun. Știți ce se întâmplă? Două iluzii optice au avut Ilie. Unu, s-a văzut singurul, a rămas eu singur, frații mei, nu suntem noi singuri pocăiți. Și într-o adunare, am întâlnit într-o adunare, frate, aici la adunare, femeie de smotier, de parfumat, unul cu tocuri, bărbați, frate, nu știu ce, eu mă mai rog, băi, stai că mai bine, mai care bunul cu tine. Nu au rămas nici lui, eu mai am în dușer de mine. Câteodată ne vedem noi grozat. Păi dacă n-aș fi el, dacă n-am, eu odată
mergeam în, în călătorie înspre Italia, cu un frate pocăit, dirijor din Corcea, acolo urbanist, și s-o predica, predica și s-o oprea, spunea, ăși dacă nu eram eu, dar nu spunea, și bine mă spărea, așa cum mă spărea două oară, nu ești dacă nu erai tu? Zic, era altul mai bun ca mine, mai țin. Și am constatat că dacă nu suntem noi, Domnul are altul mai bun ca mine. Și la, noi aveam probleme cu dirijorul din Corcea. Mai făceam poftă, mai... Și eu mai ce întâlneam că eram bun, așa, că era și cum n-a cu mine. Și spuneam să nu creadă cineva că Domnul stă rezămat în tânsă. Că dacă tu, care de în jur, faci bofturi, Domnul are altul mai bun ca tine. Și eu ca păstorul, frate, eu ca păstor, dacă mi se pare că-s grozat, sunt mai bun ca mine. Știi ce vă spune Dumnezeu? Pe el l-a lăsat tot din jur și pe mine m-a dat jos de păstor. M-a pus altceva. Când doar eu am spus asta, dar cum aveam să vă supăr? Ei, până la urmă, că fac și eu păstor și am pus o alță. Trăim într-o deplină pace. Așa a fost voia Domnului, știți? Dar, acum, să nu credem că noi suntem singuri. Dumnezeu mai are oameni. Și a doua iluzie optică, după ce pe vârful muntelui Carmel o reputat o mare biruință, deodată a văzut pe Izabela așa de mare, fuge prin pustie și îi se teme că nu moare. Apropo de moarte, predica acum un frate la noi și spunea de ei, fraților, știți cum e cu moartea asta? Nu mori cu vorba rășmașii noștri. Ilie fugea că Izabela voia să-l omoare. Dar ce atunci a murit Ilie? Nu a murit atunci. Nu, două ce se facă Izabela. Dar Ilie se duce la gura peștii și se roagă, Doamne, acum voia el să moare. Doamne, ia-mi viața. Dar ce a murit atunci? Nu. În cartea împărat spune că l-a voit Domnul să-l ridice. Nu mor nici când rășmașii noștri vreau, nu mor nici când vrem noi. Noi murim când vrea Domnul. Amin? Amin. Ei bine, omul ăsta a avut o iluzie optică. A avut probleme cu ochii, a căzut în groapa depresiei, am numit eu, a descurajării și n-avea de ce. Ultimele întâlniri care le-am avut din rugăciune în țară și foarte multe cazuri care le-am întâlnit acum în duhuri de depresie, toată lumea e stresată, duhuri de descurajare, duhuri de supărare nejustificate. Ar trebui să vă povestesc mult din ceea ce mi se am petrecut eu. Fete, domnule, frumoase, studente la Cluj, nu mă vreau să trăiesc. Mă spun odată una la telefon, frate Dragoș, dumneavoastră primești mărturisire la telefon? Dar de unde ești mai mare? De Cluj. Păi, dar în Cluj mai păstor și arună. Dacă nu vrei să mă asculti, eu m-am hotărât, eu mă omor. Băi, că la urmă asta mi-a rămas niște brațe. Hai, mai spune, spune, hai că te ascult. Ce s-a întâmplat? Fată tânără și frumoasă, la urmă, că cu 10, o ajuns să creadă că nu mai are nimeni nevoie de ea și că aș pune capul sigur. Trebuie să plecăm până atunci, să o chemăm, facem o rugăciune, Dumnezeu e eliberat-o și a venit să sărbătorile și primesc multe mesaje, eu n-am dat niciunul că nu știu, dar am la licitesc. Faptul că sunt în viață datorată cu Dumnezeu și cu dumneavoastră, bă, dar de ce e așa o depresie? Foarte multe surori cu duhul de frică peste ele. Am fost într-o adunare în care patru slujitori aveau nevestele cu duh de frică peste ele. Îmi spunea bărbat, băi, Dragoș, tu știi cum e? Să teme să duc la magazin, să teme să duc pe copii, vin eu de pe șantier, duc copiii, fug înapoi pe șantier, mă învoiesc la lucru, duc copii acasă, iară fugi și ia să teme să stâng în noaptea verde. Vreau să vă spun că erau niște frați acolo, frații ei au făcut o rugăciune și Dumnezeu le elibera, una din ei a luat frații la mână, nu până la magazin. Și când omul înapoi zic, știi cât e de bine să te mai teme. Sunt duhuri de frică, duhuri de depresie, duhuri de îngrijorare. Dar asta n-au ce căuta la noi, frate. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu, Tatăl nostru, conduce Universul, cred. Amin? Odată spuneam la... am fost într-o familie și o soră are lucrare de femeie. Așa îți vorbește Duhul Sfânt. Te tem de lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Mi s-a întâmplat așa, să vă tenez tare. Când spune acolo, vis-a-vis de boală, avem o explicație. Eu am strigat către Domnul Sfânt Cred și El m-a izbăvit din toate temerile mele. Că există boală și există teamă de boală. Eu am fost chemat să mă rog pentru sufletii bolnave
și am fost chemat să mă rog pentru un chipuit bolnav. Și n-a venit nimic. Frate, noi și câte analizele bune și chiar n-a venit nimic. Dar este evident de boală. Și atunci Domnul se descapă și de chiar m-a spus. Odată la soția mea un nou femeie din adunare și unde trebuie să-i spună, tu uite așa, 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 multe simptome. Dar el m-a spus, dar exact așa am eu. Și tu ce ai avut? Aia spune că eu m-am făcut lapte. Și tu ce sora vine nevastă la mine, s-a sfărată, dragul știi că eu am lapte. Dar tu de unde știi? Uite, Rodica, Isaac, ca mine și-a reclam. Hai, da, le-ai cu glanda, că l-am stat în coace. Nu, glanda. Dar sora ce e ca domnul la nevastă, mi-a mai fără tribal în familie. Și vine acum nevastă la mine și spune, dragul, uite, suntem 5 surori. Vrem să mergem până la câmpul lung, că este doctorință de glandă bună. Mă lești, mă duc? Nu. De ce? N-ai nicio glandă, stai ca și pe treabă. Na, nu sunt, dacă n-am lăsat. Acele sunt dus, dar sunt alta în urmă mea, altă cu glandă. Îmi spunea șoferița cei de la volan, că abia trăgem motorul, știi, vinit, voinit, pe munte la deală, că au glandă. La volumul din Sârin, a mea venit iară la mine. Este doctoriță de la Iași, venit la Suceava, specialistă cu glandă, mă vie și mai duc. Și se duce și vine, n-a avut n glandă, dar ce s-a spus? Știți ce am constatat? Are diavolul niște duhul de frică, de supărare, de descurajare, de depresie, care n-au ce căuta la voi. Intru în familie de parcă e mormântare. Frații mei, Tatăl nostru, prin Dumnezeu. Amin? Amin. Credeți asta? Amin. Eu spuneam într-o altă adunare, puirea noastră nu las familiilor mai oameni buni. Nu e la patronii, e la guvernul de spalea. Puirea noastră la Dumnezeu. Puirea noastră cea de Dumnezeu. Dă-l nou! Crezi că n-are Dumnezeu o femeie de pâine pentru tine? Să le dea Domnul mai mult cu credința. Și uite că omul ăsta, Elie, ajunge în groapa depresiei, ajunge în groapa descurajării. Ia-mi viața că nu-s mai bun ca părinții mei. Nu, Elie, nu mai e lucru, că nu mori acum. Domnul vrea să mai trăiești aici, în Spania. Crește-ți copiii, crește-ți bărbatul, mărinte-ți copiii, mai crește și nepoți. După aceea se vezi ceva. Nu veni cu descurajare, vai, mor, mă, că nu mor, stai reușit. Să dea Domnul o parte în duhul meu de frică. Amin. Și apoi avem un alt caz, un om cu ochii bolnavi, care a căzut într-o groapă și el. Numai ce și-a mai pus somnul de amiază și când s-a ridicat, s-a plimbat pe palat, vede acolo în vale o femeie frumoasă, făcea baie. E vorba de David, păcătuirea lui David cu Bargena. Și omul ăsta, iar o problemă cu ochii. Știți ce spune Biblia? În Proverbe 22 cu 14. Citesc. Gura curbilor este o groapă adâncă. Pe cine vrea Domnul să-l pedepsească ca de ea. Și David o căzut în groapa nestăpânirii. Groapa neînfrânării. Și eu am mai spus odată, într-o altă situație la o biserică, predicarea Sfântului Ilie la întâlnirea cu tineri, trei băieți. O predicat unul, doi, după păcătuirea lui David, de aici, de Samuel. Și când am predicat la treilea, nu l-am văzut până atunci, nici de atunci, nu știu. Un băiat n-a spus că, fraților, eu-s pocăind numai de 3 ani, eu-s venit în lume. Tăți l-ați bătut prin David, drăbat și eu cu merite bătut. Dar cine vrea să facă o predică de femeia asta care avea bărbatul la război și i-au plecat la plașă? N-are nimic, nimic de comentat de femeia asta? Și eu m-am gândit, nu mai chiar în tine, și eu am predicat de femeia asta. Bărbatul bate raba fiilor lui Amon, îi trecut pe lista de vitej, ultimul de pe lista lui Ioan, e bărbatul ei, de aia nu se roagă. Ea e pădra și tu ce faci baie la amiază, la plașă. E să baie normal. Odată mergem cu unul doi frați la București. Îmi chema să ne rugăm pentru niște bolnavi, dar am oprit în drum la un frate, știam că e un frate proroc. N-am apucat să ne rugăm. Nu m-am intrat în casă și nu spun nimic. Tu ai o învățătură sănătoasă cu privirea nașterii copii. Pentru asta Domnul Spiritul plitează copii. Amin. Să uit la altul. Tu ai acasă o nevastă care se roagă pentru tine mai mult decât te rogi tu. Amin. Tu, n-am nici n-am contat, n-am dat pacea Domnului. Păi, ne-a rugat, am ieșit afară, acum am de frate, sună pe nevastă lui. Băi, nevastă, era un și jumătate cu bani așa.
Am fost la rugăciune și unul a avut o lucrare că se lua de unul nevastă pentru el. Ia spune, cine a avut? Ia spune, tu ai avut, dar eu mă rog pentru tine. Ia spune, de câte ori te-ai rugat asta pentru mine? Apoi eu sunt la servicii, la birou, era contabil și am mai spus, Doamne, ai mei de soțul meu. Băi, n-am fost eu. Sună al doilea frate. Măi, nevastă, unul a avut? Ia spune, tu ai avut? Și el mă întreabă, de câte ori te-ai rugat pentru mine? Zic, măi, bărbat, eu fac că obrășesc în grădină, de 4 ori am lăsat sapa jos și m-am dus în casă și m-am rugat acum pentru tine. De dimineață, de când ai plecat, am 4 rugăciuni făcute pentru tine. Asta că eu am lucrarea asta, nu? Că Dumnezeu știe când te rugă, nu? Știe Dumnezeu. Și vreau să vă spun că omul ăsta, prietenul meu, proroc, presbite, a plecat invitat așa ca și mine, a plecat vreo 3 săptămâni prin privatul de la sărință. Și când am dat acasă, a spus copiii, tata, mama a ținut 21 de zile de post. Mânca seara puțin sau nu mânca deloc? Și a spus, băi, da, tu, e la rugăciune, el se lua pentru bolnav, el primește mărturisit, hai să te rugăm pentru tatu, ca Dumnezeu să-l ocrotească. Apoi eu pun femeia asta și o pun cu Batsheba alături. Că ea se duce la amiază să facă baie. Nu putea să încălzească apă într-un iar, dar ea se duc la râu și o făcut plajă de-a lângă, până omul care avea probleme cu ochii, că avea probleme cu ochii, o căzut în groapa mea stăpânire. Și nu vreau să vorbesc de înfrânarea postului, cât timpul trece. Frații mei, există posibilitatea aceasta la o groapă, eu să cobor în groapă. Sau există posibilitatea să cad în groapă. Cad în groapă oamenii care au probleme cu ochii, lăsați, că lăuți moarte. Sau scrie în Eclesiastul, capitolul 10, versetul 8, că cine stă pe groapa altuia, cad în el. Aici e vorba de protecția muncii. Sunt frați care stă pe groapa altui frate. Ați auzit de clevetire, de defăimări, de vorbiri de rău. Vezi că toți se pun groapa, când la unul, când la altul, s-ar putea să cazi pe unul de ea. Azi vorbeam cu un frate care a spus că la noi, în adunare, nu-i voie de filmat și de fotografii. La mare mare, sute de membri suntem. Și un frate spunea, dar de ce? Acum aș o să fie armă, de ce? Deci într-o adunare mai mare ca noastră, în adunarea din Burdujel, Suceava, era o botezul. Că a spus că și ăla, dacă filmează, ar fi pocăin și cu minte. Aproape că l-ai lăsat să stea acolo. Dar ăla e personajul principal. Când îi prorocie, îi strângă Duhul Sfânt, el cu ce e la proroc. Când îi predică, el îi pierde în adunare, el. Nu se mai înțelege. Cântare, poezie, el deranjează tot, că el e fotograf. Și când odată era botezul la Bărugin, și acolo era un bazin mare, o fetiță de asta cu o cameră mare, tot filmat. Și înainte, și întâmplă, și-o dat pe spate și-o căzut în bazin, și numai cicioarele cu tofuri îi făcea din altă, și frații nu știe cum să-l scoată. Dar nu poveți. Am mai pentru că nu a fost acolo. Și eu spun că trebuia să spune la 112, să fie copilul să-l scoată de acolo. Și atunci frații la Bărugin, de azi înainte, nu se mai cumează din salon. Știi că toți se pun în gropele și dacă nu ești atent, îl vorbesc de rău cu el, îl vorbesc de rău cu el și tot mă dau înapoi, cad eu într-o groapă. N-am un exemplu cu o groapă. Am un exemplu cu o spânzurătoare. Nu știți? Că eu spun serie și văd, păi o spânzurătoare, ce? Și mâine să fie spânzurat. Și omul a făcut o spânzurătoare și a fost cineva spânzurat. Știți, nu? Ăla care a făcut, care a bătut cuia acolo și a făcut-o, ăla a fost spânzurat. Atenție, frații mei! La gropile din cărarea noastră, că pot să cobor în groapă, pot să cad în groapă. Ori am probleme cu ochii, ori nu le am protecția lungi, da? Toți se rog la tăși, dar ori nu cad în ea. Așa spune Biblia, nu spun eu. Că i-am plecat acum într-o seară, că unde-i comoara voastră, acolo și inima. Dar nu spune eu asta, că cineva a avut o casă mare, nu spune care de ea. Păi, la tăiem, rupiem foaia aceea, la trebuie valabil. Dar e valabil. Și el m-a prins pe mine cu altceva. Eu am sunat cu frate să-mi cumpere o cosătoare de ea. Că am un nicosit, tot vara trag la coasă. Și acum, când mergem la rugăciune, spune frate, la ce te gândești? Bă, oare merge cosătoare aceea, când n-am văzut? El spune, ha, te-am prins cu nicomoara, pomeni și inima. E pierd, am văzut, pierd, dar merge. Când o ieși unde acasă, am spus, știi? Fraților, există posibilitatea aceasta,
de a gădea în groapă. Dumnezeu să ne păzească. Atenție la ochi, da? Și atenție, nu se pară groapa nimănuia, că nu-i treaba noastră asta.